Luptele s-au declanșat în primele ore ale zilei de 8 august, cu tiruri de artilerie trase de forțele georgiene împotriva provinciei separatiste Osetia de Sud. Guvernul georgian a spus că a reacționat la focuri de artilerie trase din provincia separatistă și la intrarea trupelor rusești în regiune printr-un tunel. Convoiuri militare rusești s-au grăbit să contracareze acțiunile georgiene. În ultimii ani, Rusia acordase pașapoarte celor mai mulți locuitori ai Osetiei de Sud, oficial parte a Georgiei. Pe 9 august, forțele rusești au trecut prin Osetia de Nord, de partea rusească a graniței, iar spectatorii le-au aruncat dulciuri și țigări. Georgia a început retragerea trupelor din capitala Osetiei de Sud, Tsinvali, în timp ce forțele rusești umpleau zona. Luptele au cauzat daune mari în capitală și un număr nedeterminat de victime printre civili. În ziua următoare, pe 10 august, forțele separatiste și cele rusești începuseră manevre în cealaltă regiune separatistă georgiană, Abhazia. Liderul Abhaziei a anunțat trimiterea 1000 de militari în zona defileului Kodori din apropiere. De partea georgiană a graniței cu Abhazia, avioanele militare rusești au început să atace pozițiile georgiene. Avioanele rusești au lovit și ținte în adâncul teritoriului georgian. O stație radar în apropiere de Tbilisi a fost complet distrusă într-un bombardament aviatic. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a sosit pe 10 august la Tbilisi pentru convorbiri cu președintele georgian Mihail Saakashvili. Kouchner a făcut apel la armistițiu, retragerea trupelor și negocieri. Saakashvili a descris conflictul ca suprarealist și a spus că își dorește ca luptele să înceteze. Pe 11 august, jurnaliștii au putut vedea îndeaproape ce a rămas în urma luptelor din Tsinvali. Forțele georgiene au fost respinse, iar cele rusești și sud-osetine au preluat controlul, în timp ce continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt crizei.